Grav accident noaptea trecută în Prahova. Un tânăr se zbate între viață și moarte după ce a pierdut controlul asupra direcției și a intrat cu mașina pe contrasens, unde s-a izbit de o dubă. Coliziunea a avut loc la ieșirea din localitatea Puchenii Moșneni. Tânărul, în vârstă de 27 de ani, mergea spre București când, într-o curbă, a pierdut controlul. Din primele cercetări a rezultat faptul că autoturismul marca Volkswagen, care se deplasa din direcția Ploiești către București, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile unui carosabil umed, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe sensul opus, unde a intrat în coliziune cu autoutilitara Peugeot Boxer, care se deplasa din direcția București către Ploiești. Trebuie rezolvat ceva, să pună ceva pe mijlocul șoselei, balustrăzi, ceva. Și curbă. Și curbă și neatenție. Carosabilul e umed. Nu pot să zic ce a fost aici, nu mă bag, dar trebuie pus pe tot DN-ul, peste tot, pe toate drumurile trebuie pus ceva. Impactul a fost extrem de puternic, iar tânărul a fost scos dintre fiare de echipa de la descarcerare. La accident au fost două victime, un bărbat de 27 de ani în comă profundă, care a trebuit intubat și transportat la județean de urgență Ploiești, și încă o victimă de 38 de ani cu un traumatism toracolombar, care de asemenea a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. La Spitalul Județean de Urgență a ajuns și mama tânărului, care a venit la locul accidentului și s-a făcut rău.